În ziua cincizecimii, Apostolul Petru a predicat la o mare mulțime. Oamenii erau adunați din toate popoarele, au venit la sărbătoarea cincizecimii, care se sărbătorea în fiecare an. Apostolul Petru le-a predicat și după ce au auzit ei predica lui Petru, au rămas străpunși la inimă de predica aceea foarte scurtă, nu știu dacă erau 2-3 minute, dacă ia 3 minute citirea predicii aceea. Au rămas străpunși la inimă de puterea cuvântului lui Dumnezeu și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, că așa se adresează evreii între ei. N-au zis frați, că erau creștini deja. Așa se adresează evreii între ei. De fapt, așa în răsărit toți așa se adresează. La Uzbekistan, dacă mergi la piață, toți vor striga, ei, brat, brat, ei, brat, sudaș, ca să cumperi de la el. Și foarte bine vorbesc. Toată lumea se adresează așa. Dacă ești mai tânăr decât acel care îți vinde, o să-ți zică fiu, o să-ți spună fiică, dacă ești mai în vârstă, o să-ți spună tată, așa, au, e o adresare frumoasă. Aici au spus, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta, Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Asta se întâmplă când un om hotărăște să devină ucenicul lui Iisus Hristos. Când ia hotărârea fermă să devină ucenicul lui Iisus Hristos, să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos de plin, fără nicio rezervă. În clipa aceasta, o persoană, bărbat, femeie, inclusiv, fără a avea în vedere cine a fost el, care e, indiferent de statutul ei social, că a fost bogat, sărac, educat, necărturar și așa mai departe, criminal, neprihănit din punct de vedere a oamenilor, nu contează. Când un om a luat hotărârea că din clipa aceasta vreau să-L urmez de plin, fără nicio rezervă, pe Domnul Iisus Hristos, persoana aceea primește Duhul Sfânt care a fost făgăduit. Este botezat cu Duhul Sfânt. Vine Duhul Sfânt în viața acelei persoane. Vine prezența lui Dumnezeu în viața acelei persoane. În Biblie spune, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt. Deci am nevoie de o pecete. Pecetea este necesară pentru a confirma validitatea la ceva. Dumnezeu confirmă, ăsta e meu, gata, ăsta e meu pentru veșnicii, pentru moștenirea mea. Biblia spune, suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt și mai spune că Duhul acesta Sfânt ne este dat ca și o arvună a moștenirii noastre. Despre asta voi vorbi mai târziu. Dar iată oamenii aceștia toți care au primit propovăduirea lui Petru, au fost botezați în Ierusalim acolo și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci vedeți, când s-au botezat, au devenit ucenici. S-au botezat și gata, au devenit ucenici, au intrat, viața de creștin este o viață de ucenicie. Ucenic este un om care învață totdeauna. Deci a fi creștin înseamnă a fi un om care toată viața vei învăța. Ce vei învăța? Tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Lucrurile acestea sunt scrise în Biblie și un creștin este un ucenic pentru tot restul vieții lui și el totdeauna va învăța tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos ca să păzească tot ce a poruncit Domnul Iisus Hristos. Duhul acesta sfânt care l-am primit noi, el vrea să ne călăuzească în tot adevărul, să ne explice tot adevărul lui Dumnezeu. El își găsește desfătarea, plăcerea când noi cercetăm Sfintele Scripturi și el ne explică, ne învață. Asta face Duhul Sfânt. De asta, fiecare ucenic trebuie să-și dea silințele. Și așa făceau primii. Cei care au devenit ucenici spune că stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni și ca și rezultat, fiecare era plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni și toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau o unitate deosebită. Zice, nimeni nu zicea că lucrurile lui sunt a lui. Nu i-a silit apostoli, a zis, gata, de azi înainte aici comunism, nu mai există proprietate privată. Nu, Doamne ferește, nu. Apostolii n-au făcut așa ceva. Oamenii singuri, așa de tare se iubeau ei unii cu alții, că ei cu dragă inimă dădeau celuilalt, cu dragă inimă vroiau să ajute, așa o făceau, nu i-au silit nimeni să facă asta.
Și apostolii se mirau de dragostea asta deosebit de frumoasă care era acolo. Exact așa cum noi vedem dragostea asta, o vedem aici în biserică, o vedem când ea se manifestă și așa de mult ne bucurăm. Eu ca și pastor așa de mult mă bucur să aud cum se manifestă dragostea aceasta așa frumos între sfinții din biserică, care totdeauna sunt gata să sacrifice timpul lor, eforturile lor, tot ce au, numai pentru binele fraților lor. Dragostea asta acum ne-a făcut, ne-a mișcat ca să facem o strângere de ajutoare pentru frații noștri de acolo. Dragostea asta ne face să ne se strângă inima pentru ei, că ei sunt în nevoie, trebuie să-i ajutăm, nu-i putem lăsa. Așa o dragoste pune Dumnezeu în inima copiilor lui și asta aduce bucurie, că Domnul Iisus a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Și un om care nu are Duhul Sfânt, el nu știe ce. Pentru el cuvintele astea sună nereal. Nu, cum mai ferice să dai decât să primești? El fericit este când primește, nu poate fi fericit când dă. Dar uite așa, o fericire de Dumnezeu. Acum, toți aceștia care ne-am pocăit, dragii mei, voi acum ați intrat pe calea uceniciei. De fapt, voi de când ați venit aici, pentru voi ucenicia nu e ceva străin, că voi de când ați venit la Taekwondo ați înțeles că aici este ucenicii. Voi erați ucenici la Taekwondo. Voi ați ales să fiți ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos și iată voi azi depuneți mărturia aici public cum a cerut Domnul Iisus. Că Domnul Iisus a cerut așa să fie depusă mărturia asta în apa botezului. El așa a cerut. Asta e felul, rânduiala care a pus-o el. Noi n-am inventat noi rânduiala asta, că ne place nouă așa să o facem. În Biblie nu ne spune tehnic cum trebuie să facă. Că se face într-o cadă, cum facem noi azi, că se face într-un râu, că se face... Ni se spune câteva lucruri de bază. Că trebuie să fie în apă, trebuie să fie un botez în apă și numai decât elementul cel mai important este ca cei care cred să depună mărturia lor personală. Ei aleg, ei, este alegerea lor. Nu alegem noi pentru ei, nu aleg alții pentru ei. N-a ales Ionel sau Mărica. Noi îndemnăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să-L urmeze pe Iisus Hristos, dar este alegerea lor și tocmai de aceea am ținut să o facă mărturia în față. Că vedeți, unii din ei nu sunt așa oratori buni, nu pot încă pune, sunt copii, dar ei au vorbit, dar aici nu e despre oratorii sau despre altceva. Aici este despre aceea că noi trebuie toți să auzim că este o mărturie personală a lor. Ei au hotărât. Acum, dragii mei, gata, voi ați devenit ucenici ai lui Iisus Hristos. Ascultați cu multă atenție ce voi citi acum. Iată la Efeseni capitolul 4 spune așa. Eu explic puțin contextul. Aici o să auziți cuvântul trup și mădulare. Noi toți creștinii alcătuim trupul lui Hristos. Hristos este capul. Noi toți creștinii alcătuim biserica, alcătuim trupul lui Hristos și fiecare din noi este mădulara trupului. Așa cum eu aici, care stau în fața dumneavoastră, am un trup. Și trupul meu are mădulare. Mâna este un mădular, cealaltă mână este un mădular, piciorul e un mădular. Așa, am mădulare, da? Exact așa în trupul lui Hristos, noi toți suntem mădulare și suntem mădulare unii altora. Acum ascultați atent ce spune aici. Și el, adică Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. El i-a dat, Hristos i-a dat, nu s-au pus ei de capul lor așa. El i-a dat pentru desăvârșirea sfinților, deci Hristos i-a dat pe oamenii aceștia sfinților, pentru desăvârșirea sfinților. Cine sunt sfinții? Sfinții sunt oamenii care au primit Duhul Sfânt. Că noi avem o concepție foarte greșită despre sfinți. Noi ne închipuim, sfinți sunt numai cei care au fost canonizați în cadrul unei biserici, s-a hotărât la un anumit sinod că de azi înainte ei sunt sfinți și uite așa, ei sunt sfinți. Și dacă sinodul cu tare nu a hotărât să fie sfânt sau dacă n-ai trecut printr-un sinod care hotărăște că tu ești sfânt, sfânt nu mai ajungi niciodată. Nu, dragii mei, Dumnezeu e cel care hotărăște cine este sfânt. Și sfânt este o persoană care a crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos și care a primit Duhul Sfânt. Când a venit Duhul Sfânt în viața unui om, dacă Duhul Sfânt este prezent în viața unui om, omul acela îi aparține lui Hristos și el este sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu-l ai, poți să primești de la câte sinoade vrei și de nu știu unde poți să primești titlul de sfânt, dar nu te ajută cu nimic, pentru că sfânt este Hristos cel care îl consideră pe un om sfânt sau nu sfânt. Și sfânt ești atunci când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, când ai primit Duhul Sfânt. Lucrul acesta se întâmplă numai când ai hotărât să îl urmezi pe Hristos. Voi, din moment ce ați hotărât de plin să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos, voi ați fost sfințiți și voi sunteți sfinți despre care spune aici. Și noi suntem sfinți și toți cei care am primit Duhul Sfânt. Suntem sfinți. Acum spune că Dumnezeu, Domnul Iisus, i-a dat pe slujitori, păstori,
evangeliști și așa mai departe, învățători, i-a dat pentru desăvârșirea sfinților, pentru desăvârșirea voastră, desăvârșirea tuturor sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei. Personajele centrale care le-ați văzut aici sunt, în primul rând, grupul acesta de slujitori. Hristos a dat bisericii slujitori. Iată, eu fac parte din grupul acesta de slujitori. Aici mai sunt alți frați care fac parte din grupul acesta de slujitori. Noi nu ne-am făcut slujitori de capul nostru. Hristos este acel care ne-a pus în poziția aceasta și ne-a dat răspunderea aceasta foarte mare. De la noi, ca și slujitori, se cere să-i desăvârșim pe sfinți. A-i desăvârși înseamnă a-i antrena. Eu vorbesc în limbajul vostru, că voi înțelegeți bine limbajul ăsta. Noi am fost puși să fim antrenori pentru restul sfinților. Așa cum aveți voi antrenorii aici. Pentru că noi trebuie să-i desăvârșim pe sfinți, să-i antrenăm pe sfinți, să-i învățăm, să-i pregătim bine, să-i echipăm pentru lucrarea de slujire în trupul lui Hristos. Deci dacă noi nu ne facem bine slujba, atunci sfinții nu pot sluji bine. Dar dacă sfinții nu primesc slujba noastră, tot nu se primește nimic. Ce folos dacă vine Mărica și cu Ionel și stau în sala sportivă și vă așteaptă pe voi să veniți la antrenament, dar voi nimeni nu veniți? Va ieși vreun rezultat din asta? Nu. Nu va ieși niciun rezultat. Dar dacă voi veniți la antrenament și nu vine Mărica și Ion, iar nu iese nimic, așa-i? Dacă voi veniți la antrenament acolo și Mărica și Ion spune, acum facem asta, acum facem asta, acum facem asta. Și voi selectiv alegeți, asta fac, dar asta nu fac, asta fac, dar asta nu fac. Ia spune-mi, Octavian, ajungi tu campion dacă faci așa? Nu. Așa-i? Este adevărat că Mărica uneori și cu Ion, ca și antrenori ai voștri, pot să spună niște lucruri care vă par prea greu. De exemplu, ei zic, azi băieți, alergați 30 de kilometri. 30 de kilometri, ați plecat și ați alergat 30 de kilometri și nu faceți nimic până nu vă întoarceți înapoi, după 30 de kilometri. Cam nu prea-ți convine în ziua aceea să alegi 30 de kilometri sau nu știu ce-ți dă. Îți va da sarcini grele, dar toate acestea sunt pentru binele tău, ca să crești. Ei, dragii mei, exact așa e în trupul lui Hristos. Noi, slujitorii, am fost puși în slujba aceasta ca să fim antrenori pentru sfinți. Și noi vrem să ne facem slujba bine. Vrem să ne facem slujba bine, dar slujba trebuie să fie primită bine. Nu întâmplător apostolul Pavel le spunea unor credincioși, zice, rugați-vă pentru mine că plec acolo să fie bine primită slujba mea de către sfinți. Dacă slujba este primită, atunci noi creștem. Ați mai văzut aici? Sfinții se împart în două categorii. Sunt oameni maturi și sunt prunci. Vreau să întreb, este cineva aici, poate să-mi aduc o sticluță cu lapte și un biberon? Puteți să-mi aduceți o sticluță cu lapte și un biberon? Că avem aici copii mulți în biserică. Vreau să-mi aduceți aici o sticluță cu lapte și un biberon, dacă are cineva la îndemână. Ei, vedeți, aici spune că sunt oameni maturi. Oamenii maturi, ei sunt acei care cresc continuu. Ei se supun, ei primesc toată slujba slujitorilor. Deci dacă voi veți primi în trupul lui Hristos totdeauna slujba slujitorilor, vă veți permite ca să fiți antrenați bine de cei care vă antrenează duhovnicește. Voi veți crește, veți avea o creștere frumoasă, continuă, așa ca antrenorii voștri. Voi aveți niște oameni care au primit bine, bine pregătirea lor, desăvârșirea lor. Pe Mărica o știu de când era de 9 ani. De atunci o antrenez pe Mărica, de când avea 9 ani. Mărica totdeauna s-a arătat a fi ascultătoare, supusă în toate lucrurile, tot ce am învățat-o. A primit toată învățătura și a rămas credincioasă până acum și acum tot așa primește învățătura. Exact același lucru Ionel. Totdeauna, în orice lucru, i-a fost încredințat. Totdeauna a fost foarte râvnos pentru a învăța. N-a disprețuit învățătura. Când am avut studiu biblic, când am făcut ceva, s-au pregătit bine, de aici se începe. Dacă nu primești învățătura din Scripturi, nu poți. De aceea, voi totdeauna să vă uitați la voi, că aveți niște, la ei, că aveți niște modele foarte bune. Urmați-le pilda. Să nu urmați pilda altora, pentru că printre cei care se numesc creștini, sunt și dintr-a doua categorie. Vedeți, aici spune, zice, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Acum voi sunteți copii, că v-ați născut acum copii și voi creșteți. Dar vreau să vă spun că sunt un fel de oameni care ei rămân toată viața copii.
Iată, boala asta se numește rahitism. Nu știu, ați auzit de așa o boală, rahitism. Când, la o anumită vârstă, când omul trebuie să crească, dacă lui nu i s-au dat anumite... Da, mulțumesc. La o anumită vârstă, dacă nu i s-au dat anumite produse care trebuiau, elemente care trebuiau să intre în alimentația lui, el nu mai crește omul ăsta. Și atunci el nu se mai învață, merge, nu mai face nimic, pentru tot restul vieții el rămâne așa. Alimentația proastă poate cauza niște dereglări pentru restul vieții. Ei, exact așa se întâmplă și în lucrurile duhovnicești. Și cu părere de rău, în bisericile noastre avem mulți rahitici, să nu vă supărați pe mine, dar avem mulți rahitici. Eu nu spun vorba asta ca să vă jignesc. Eu spun vorba asta ca să vă trezesc, să vă zgâlți puțin pe cei care sunteți rahitici, să vă dați seama că eu sunt rahitic. Eu trebuie să ies din starea asta, nu-i normală starea asta. Dacă fizic, în mod fizic, cineva a scăpat vârsta, pe urmă nu mai poate recupera nimic. Vreau să-ți spun că aici, duhovnicești, poți recupera. E mai greu, dar poți recupera. Poți recupera, poți acum să-ți revii la o stare normală. Pentru că un om care primește creșterea, un om care se raportează bine la mai mare lui în Evanghelie, un om care vrea să fie învățat, un om care atunci când este trimis la lucru, pentru că noi în trupul lui Hristos, noi nu numai vă învățăm, noi vă trimitem la lucru, vă spunem, facem asta, facem asta, facem asta. Ce un antrenor în sală, ce la voi? Mărica a venit cu Ion în sală și numai să vă spună, iată, lovitura asta se face așa, băieți, voi stați toți pe scaun, v-ați întins și stați și priviți cum se face asta și priviți, duceți-vă acasă, gata, o știți, așa? O știți, nu? Nu, după ce v-a arătat, apoi tone de sudoare, așa, până când se învață elementul acela. Cu vânătăi, cu așa, așa se învață lucrurile, nu se poate altfel, mai cazi pe jos, te mai stâlcești, așa se învață lucrurile. Ei, în trupul lui Hristos, cei care primesc învățătura de la mai mari lor, aceia cresc. Cei care nu primesc, nu pot crește. Nu primesc scripturile. Veți vedea printre oamenii credincioși, veți vedea, aveți, v-am zis, aveți exemplu frumos, dar veți vedea și exemple care nu sunt bune. Iată, de exemplu, totdeauna, ca și antrenori în trupul lui Hristos, totdeauna am zis, vă rog mult să mergeți toți la studierea Scripturii, toți în grupii de studiu biblic. Veți vedea oameni care disprețuiesc vorba pastorului. Nu, ei cred că noi nu știu ce avem noi din asta, că să mergem la studiu biblic. Ei disprețuiesc, nu vă luați după ei, ei sunt rahitici. Cei care fac așa și dacă nu sunt rahitici încă, vor deveni rahitici, pentru că ei disprețuiesc, ei eu selectiv, asta le place, asta nu le place, unde îi convine ceva ea, unde nu îi convine nu ea, nu vă luați după ei. Este foarte important toți oamenii să studieze scripturile profund. Ai vei auziți pe ei, că ei au niște scuze totdeauna. De exemplu, când îi chem la studiu biblic, ei ca să-și scuze lenea lor și neascultarea lor, vor zice, dar mai sunt și alte metode, ce numai metoda asta? Dar care e metoda după care studiezi tu? Asta este o scuză a lor, că ei, o eschivare de la responsabilitate. Nu vă luați după oamenii ăștia, nu, nici de cum. Și cei care v-ați trezit în situația că sunteți așa, vă dați seama acum, eu vorbesc și v-ați trezit că sunteți așa, dragii mei, veniți-vă în fire. Voi nu sunteți oameni maturi, voi sunteți copii, voi sunteți, nu vă supărați că zic vorba, rahitici. Voi nu vreți să creșteți, nu vreți să creșteți. Ce faceți voi cu viața voastră? Ce faceți voi cu viața voastră? Este adevărat, ne stricați și nouă inima. Ne stricați și nouă inima când vorbim din nou și din nou și din nou și voi nu. Voi selectiv, voi foarte puțin ce vă place, nu mai alegeți. Cum să creștem noi din voi oameni maturi? Spuneți voi. Cum aș putea crește din voi oameni maturi? Cum să creștem oameni maturi când voi veniți odată în an la antrenament și pe urmă nu veniți, veniți odată în lună la antrenament? La antrenament veniți și stați așezați acolo și criticați ce face antrenorul în loc să urmați. Criticați metodele de antrenament a antrenorului în loc să vă veniți și să faceți antrenamentul cum trebuie ca să creșteți. Cum să vă creștem pe noi, pe voi în Hristos? Cum să creștem din voi oameni maturi? N-avem cum. Mai ales că aici spune cei care sunt copii, ei se iau cu tot felul de învățături rele. Cei care rămân copii se iau cu tot felul de învățături rele. Vezi, ai văzut la copilaș, la copilaș mici le dă mama să bea lapte, dar când nu-i lapte, apoi eu am vrut tare și un biberon. Biberon, nu-i nimic acolo în biberon, știi? Ei, oamenii imaturi, ei aleargă și după biberon așa. Ei se iau, dar nu numai biberon, ei mai găsesc și o travă, mai beau o travă. Acum internetul e plin de o travă, ei iau o travă de acolo. Deci păziți-vă de asta. Fiți oameni maturi.
Fiți oameni maturi, supuneți-vă mai marilor voștri și faceți din creșterea voastră spirituală prioritatea numărul unu. Încă ceva. Cei care sunt rahitici, ei sunt tare zgârciți când este vorba să investească ceva într-un lucru duhovnicesc. Dacă e vorba să meargă la o petrecere, ei găsesc bani, împrumută bani. Dacă e vorba să-și iau un lucru care material care i-a plăcut lui tare, nu știu, o haină care i s-a plăcut că e grozav sau ceva, investește bani, împrumută, face totul pentru asta. Dar dacă e vorba să meargă la un seminar de pregătire spirituală și trebuie să plătească ceva, trebuie să facă o investiție, e prea mult pentru el. Oamenii ăștia care sunt rahitici, ei toată viața așteaptă că pentru toate cheltuielile lor duhovnicești trebuie cineva să plătească. Dar cum? Cum adică Biblia trebuie plătit? Cum manualul de studiu biblic plătit? Trebuie să-l plătească lui cineva. Ei așa gândesc, așa ca copilul mic. Copilul mic așa gândește. Când era copiii noștri mici odată, mergeam pe drum și ei vedeau mașină de un fel, mașină de un fel, mașină de un fel și ei am întrebat, dar, auzi, ei ziceau, care și ce mașină să-și cumpere când crește mare? Și eu am întrebat pe băieți, zic, băieții, dar bani de unde luați când? Cum de unde? La banca socială. Că ei au văzut o reclamă ceva, reclamă banca socială. Dar cum de la banca socială, dar voi știți că la bancă trebuie să pui ca să... Nu, e altă bancă, o spus, nu știu, la bancă trebuie să lucrezi, să pui. Da, așa au descoperit, trebuie pus la bancă ca să iei. Da, zic, la bancă trebuie pus ca să iei. Zice, dar pui de unde să iei ca să-i pui acolo? Trebuie să lucrezi ca să-i pui acolo și apoi iei și cumperi. O, descoperire. Ei, da, ei s-o liniște trebuie, că da, nu i-a ajutat pe oamenii care făceau casa pe din afară și Danul la un moment ăsta, eu pot face casă pe din afară, că am stat cu ei acolo și am lucrat puțin și... Ei, ce vreau să spun, asta era gândire de copil. De la un copil te aștepți la așa gândire. Nu-i nimic uimitor pentru un copil că gândește așa. Dar când un om matur, un om care au trecut ani, tot așa gândește, că toate trebuie să-i pice gratis, că toți trebuie să-i dea, că toți trebuie să-i facă. Asta e om imatur. Deci nu vă luați după ei. Fiți oameni maturi, creșteți maturi. Eu vă spun despre o realitate care este. Pentru că unii s-au ciocnit de realitatea asta și au dat mâinile în jos și s-au conformat la cei, la rahitici. S-au conformat rahitici. Nu, categoric nu. Voi trebuie să deveniți oameni maturi ca cei care v-au dus la Hristos. Despre cei care v-au dus la Hristos, eu spun cu mâna pe inimă și cu multă bucurie, ăștia sunt oameni maturi în Hristos, oameni care își sacrifică viața, oameni care fac totul pentru înaintarea Evangheliei, oameni care au trecut prin greutăți și trec prin greutăți pentru Hristos, oameni gata să slujească cu tot ce au ei. Așa să vă ajute Domnul să fiți și toți ceilalți, așa să ne ajute Domnul să fim, dar tare vreau să ne reevaluăm tot asta, toată trăirea noastră și unde mergem noi și cum suntem noi și cât investim în creșterea noastră spirituală ca să devenim oameni maturi. Asta e, dragii mei, ce vreau să țineți minte, să vă faceți din creșterea voastră spirituală prioritatea numărul întâi. Va fi asta prioritatea numărul întâi, viața vă va fi plină de bucurie. Nu va fi prioritatea numărul întâi, problemele nu se vor opri niciodată. Și veți vedea atâția credincioși a căror probleme sunt probleme de vierme, problemele viermilor, nu probleme de oamenii care zboară la înălțime, n-au probleme de felul ăsta, au probleme de astea de vierme. Și nu le se mai termină niciodată problemele astea, pentru că ei nu vor să treacă la lucrurile duhovnicești. Lor le place acolo să ca vierme, să... Deci nu, Dumnezeu să vă ajute să stați sus. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru acești tineri care au luat hotărârea astăzi să fie copii ai Tăi, să urmeze învățătura Ta. Doamne, Te rog să-i binecuvântezi pe ei ca să fie adevărați ucenici, să crească continuu, să aibă o creștere sănătoasă în Hristos și să slujească bine, să-și trăiască viața frumos cu Tine. Te rog acum, Doamne, să sfințești și această apă și, Doamne, Te rugăm ca această lucrare să fie bine primită înaintea Ta pentru că o facem la porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm în numele Lui și Te slăvim în numele Lui. Amin. Alisa, crezi tu că Domnul Iisus Hristos a murit la cruce pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi tu că prin credință în El vei moșteni împărăția cerurilor? Da. Ești gata să-L urmezi până la sfârșitul zilelor tale? Da. Și dacă vine o vreme, acum e bine, nu avem persecuții, nimic, dar dacă vine o vreme
când vei fi pus în față, Hristos ori viața? Dacă l-alegi pe Hristos, înseamnă că mori. Ce alegi? Hristos. L-alegi pe Hristos și ești gata să mori pentru El. Da. Mă bucur tare, Alisa, să aud lucrul ăsta și mă rog ca hotărârea aceasta ta să crească din zi în zi. Tare mult mă rog ca să ai o creștere frumoasă duhovnicească toată viața și o atitudine frumoasă duhovnicească. În baza mărturiei tale și a mărturiei cuvântului lui Dumnezeu, care l-am citit, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. De plin. Auzi, Iacov, tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că mântuirea poate fi numai prin El? Da. Și ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus până la sfârșitul vieții tale? Da. Înțelegi că a-L urma pe Iisus Hristos este o luptă zilnică cu păcatul, cu ispita, să te ferești de păcat și de ispită? Da. Nu crezi cumva că botezul, că unii cred că botezul după ce îi botez nu mai au ispite, unii așa cred. Deci nu crezi așa? Că după ce ai... Nu. Nu crezi. Iată, Iacov, ești tu gata să-L urmezi pe Domnul Iisus de plin? Oricine ar fi, să te lupți cu ispitele, să mergi în lupta asta duhovnicească și să-L urmezi pe Iisus Hristos cu toată credincioșia până intri în împărăția Lui. Da. Iacov, tare mult mă bucur să aud mărturia asta de la un tânăr, că tineri de vârsta ta, ei se tem să meargă pe calea asta. Nu cred că vor merge, vor fi biruitori asupra ispitelor. Dar tu ți-o dat Dumnezeu credință. Și credința aceasta o să te ajute să fii biruitor și nu numai să fii biruitor. Să-ți trăiești viața frumos, să ai bucurie în inimă și să slujești cu darurile pe care ți le va da Dumnezeu în Evanghelie. Tare mult mă rog ceea ce ai spus aici să se întâmple. Să pășești pe urmele antrenorilor tăi. Cum ei slujesc, așa să slujești și tu. Eu îmi face o plăcere să te botez acum în fața martorilor văzuți și a celor nevăzuți, că pe noi ne privesc mulți, ne privește Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, îngerii ne privesc și îmi este o bucurie ca să te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Octaviane, tare mă bucur pentru tine. M-am bucurat să aud când ai spus, ai repetat de câteva ori că tare îți place ce fac antrenorii tăi, asta vrei să faci tu neapărat și vrei să fii bun ucenic ca Domnului Iisus Hristos. Tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și prin credință în El tu ai căpătat o deplină iertare? Da. Crezi? Și acum ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus de plin, până la sfârșitul vieții tale. Da. Și vrei să fii slujitorul Lui. Da. Unde te cheamă El. Amin. Super. Așa, foarte bine, răspunde tare, să aud că asta e mărturie de pui acum în fața la tot poporul. Și mie îmi face plăcere să aud, da, așa mai hotărât. Dar, Octaviane, înțelegi că lucrarea asta în Evanghelie presupune pedici, obstacole, lipsuri, greutăți. Ești gata să slujești și să depășești toate greutățile, lipsurile, oricine ar fi, să treci, să slujești pe Hristos până la sfârșitul vieții, în slujba în care te va pune El. Da. Și dacă trebuie să mori, să mori pentru El. Da. Tare mult mă bucur să aud asta. Octaviane, eu te botez înaintea martorilor, în baza mărturii cuvântului lui Dumnezeu, eu te botez în baza credinței tale, pe care ai mărturisit-o acum în fața oamenilor, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia acestor tineri, care am auzit-o și acum în apa botezului încă o dată. Doamne, te rog ca să-i ajuți, așa cum au spus, așa să fie. Și, Doamne, tare mult mă rog ca pe oamenii aceștia să-i ajuți să fie ucenici adevărați. Într-o lume în care puțini ucenici adevărați sunt, puțini oameni vor să plătească prețul adevărat al ucenicii. Doamne, ajută-i pe ei să fie adevărați ucenici ai Tăi. Ajută-i, Doamne, să iubească Scripturile,
ajută-i să iubească lucrarea ta, să iubească viața cu tine și tot ce au să investească în viața lor duhovnicească și în relația cu tine. Ajută-i, Doamne, să trăiască așa cum au mărturisit aici, în apa aceasta. Te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.